Salutare dragi tovarăși și bine ați dat click la un nou videoclip. Bă, pentru cei mai vechi de pe canal, anul trecut undeva pe la începutul verii, făcusem un clip cu top 10 youtuberi preferați. Ei bine, facem acum partea a doua în varianta 2K17. Ei bine, pe locul 10 avem două canale pe care le-am descoperit acum vreo 2 săptămâni, cred, și chiar nu știam pe care să introduc în top și pe care nu, așa că le bag pe amândouă. Și aceste două canale sunt La Mișto și Cringe Alert. Am să vă las linkurile în descriere ca să aruncați o privire. Mie unul chiar îmi plac și chiar la anul îi văd pe amândoi cu peste 100.000 de abonați. Pe locul 9 îl avem pe Coțofan cu Poliția Muzicii. Acesta face un fel de critică constructivă la melodiile ce le lansează artiștii noștri români, ca să zic așa, și în același timp mai și explică de unde s-au inspirat cu videoclipul sau cu versurile sau cu instrumentalul, pentru că chiar așa e, deci găsește și de unde s-au inspirat cu toate, nu știu. Tipul ăsta ori stă să studieze foarte mult, ori se așteaptă să sesizeze și fanii, în fine. Mie unul îmi place canalul ăsta și dacă ascultați muzică românească, vi-l recomand, faci niște review-uri foarte bune și carismatice și cu tot tacâmul. Nu ți se pare ironic că tu ești dezbrăcat într-un clip cu Mihaela? Care e curva de fapt? Întreb doar. Pe locul 8 îl avem pe Sucre. Acesta face review-uri la filme, seriale, chiar și la desene. A făcut review la noul sezon din Samurai Jack. Mai discută despre ce mai e așa în trend pe YouTube, chiar și despre unele scandaluri, ca să zic așa. Nu știu, dar felul în care face el prezentarea, în care prezintă și vorbește, mai are și așa un mod ironic și mai face câte o glumă așa, gen traduce unele cuvinte în engleză română, dar zice la panaramă ce înseamnă, nu știu, dar are așa un mod de a prezenta foarte bun și chiar asta face videoclipurile sale mult, mult mai interesante, are și carismă, are tot acâmul, deci, nu știu, a făcut recent 100.000 de abonați, dar mi se pare că încă n-a primit butonul, așa că lăsați un comentariu cu hashtag buton pentru Sucre. Încă mă gândesc dacă are rost să îți vorbesc. Trei băieți și o fată stăteau pe un pat, dintre care doar tu ești ăla dezbrăcat. Pe locul 7 îl avem pe Mikey H. Cu toți îl știm de la Doza de H. L-am inclus și în top anul trecut. Ce pot spune mai nou așa despre el este că a ajuns primul, deci primul YouTuber român cu 1.000.000 de abonați. Ce putem spune, toate felicitările merită, tipul are și calitate și tot, și susținere, buget, studioul său propriu, filmează și în 4K pe 60 de FPS-uri, se chinuie foarte mult în a face Doza, însă progresul și de efortul s-a dovedit. Dați aici unde a ajuns, chiar chemat și pe la emisiuni de TV, face și interviuri cu diferite persoane mai cunoscute și da, Mikey, multă baftă, ne auzim la 2 milioane! 2017, proful e pe fapte, direct din cartier, nu sunt un papă lapte, știi că sunt un winner, call me back for dinner, rapping given minor, mă dau cu fidget spinner. Pe locul 6 avem apărătorul legii al YouTube-ului românesc și anume Călinaciu. Acesta face roast la toți youtuberii ăștia de căcat, hai să nu zic de căcat, youtuberii care din păcate sunt hateriți pentru că fac o muncă nemaipomenită și alte vrăjeli de genul. Da, tipul acesta face roast la toți youtuberii ăștia de căcat, gen Mimi, Andragogan, Magda, Shelly, înțelegeți voi, face o critică foarte bună. Are, poate un pic cam dur în exprimare, dar foarte bine face, spune lucrurilor pe față, nu zice pocolite, spune să înțeleagă toată lumea și mai nou a făcut și un diss track pentru Shelly. Bă, cred că, deci din toți youtuberii ăștia care au făcut diss track, ăsta a lui e cel mai bun, dar din păcate are și cele mai puține vizualizări. Ascultați numai. Yeah. Călinaciu, Crec Sinatra, bă, Shelly, n-avem nimic omosexual, avem doar ceva cu tine. Ah, stai,
Am zis că nu dau disuri, compromisuri de prisos, dar acum am observat că te-ai dat la fund prejos. Cum să n-am ce zice de tine vreodată, fraiere, când ai futut și tu odată și de atunci ai aere. Ai lasă, paiață, mi-e greață, pizda mea n-a apărut pe net cu slobos pe față. O, nu, mare șoc, te rog, nu mă face rău, suntem foarte siguri că ăla nu era slobozul tău. Te rog, ești din dulap, nu tremura nizmene, sincer, tu și Magda, al cuplu de lesbi. Eu zic să te-a spus bine că altfel îți înșuca nini, că te fuc candone mai rău decât se fute nimi. Te demontezi din linii, nu s-ai menda să rechini, care te rod cu morot pe Magda bikini. Știi ce e amuzant? Hai să o dăm pe față, ești fată, ți-ai pus cava atunci să mă dea în judecată. Să ajung la pușcărie, că nu face pe nebunul, că pârna ia YouTube-ului, tu o să scap să punu. Pe locul 5 l-avem pe Alpaca la Bagion, Legion, așa. Tipul a fost foarte cerut în clipul de anul trecut, culmea, am descoperit canalul său fix după ce am făcut clipul ăla cu, mă rog, clipul de anul trecut cu 10 youtuberi preferați. Și au fost foarte mulți care m-au tot întrebat în comentarii: bă, da, pe Alpaca, de ce nu l-ai băgat dacă l-ai băgat pe Zapi? Ei bine, uitați-l aici pe Alpaca, tipul chiar face o treabă foarte bună, are vlog, puțin gaming și niște parodii animate, mă rog, cum ți-o spune, foarte bine. Tipul acesta, deci, chiar face o treabă foarte bună, se chinuie foarte mult la animații de-aia, o fi făcută în Paint, dar totuși are mesaj bun, are tot conținutul și merită mai mult de 100k cât are acum. Voi stați să comentați, dar nimic nu rezolvați, doar la știri voi vă certați când e panică. Alte întrebări. Ia, cintura feminină. Da, mă. Hai. 1, 2. Ce? Ce dracu? Ce? Nu cred, nu, nu. Ce? Îl mai țineți minte pe Quick, ăla de care ziceam anul trecut că e cel mai retardat? Ei bine, din păcate și din fericire în același timp, semi-autismul său devine din ce în ce mai puternic pe zi ce trece. Mai luați de aici câteva momente de-astea. Hai, să râdem împreună. Stres post-traumatic. Aia când vin din război în pula mea de sunt ei și că au văzut și de-aia. Vă place ce bine explic? Adică am un vocabular foarte dezvoltat. Se vede că sunt foarte cult. Marș! Nu, marș! Little pig! Porcă-i măta, te uiți mă la tine, a dracu urât! Wow, ce dracu! Wow, îl omoară fantoma, stai așa că-i dă-l de pereți! Suge-o așa! Vai de cap... A reușit să auzit asta? Hai de pula mea! Uai, ce dracu era acolo! Da! Cade, Vice! Vice Amar. Vreți glume bune, plecați de pe canalul ăsta. Bă, ce bună e aia! Întreabă dacă se fute. Numai așa, dacă află că sunt virgin. Apoi dacă te-ai născut fără pulă. Ce? Ar trebui să te razi. Fă, seamănă cu mine. Da. Cum? N-are pulă. Nu! Intrăm pe podium și-l avem pe Zapi. Bă, deci tipul ăsta e vine din ce în ce mai bun pe zi ce trece. Și chiar acum când filmez eu videoclipul, le editez, a făcut 300.000 de abonați, deci așteptăm montaj de căcat partea a doua. Lăsați chiar acum un comentariu, puneți pauză și scrieți comentarii hashtag vrem montaj de căcat partea a doua. Și chiar mi-am amintesc că mi-a și comentat anul trecut, după ce am făcut videoclipul ăla, că o să primească butonul la prima pensie. Ei bine, n-a că ai făcut și 100.000 de abonați și ai și primit butonul vreo 2 săptămâni după ce am făcut videoclipul. Așa că muie, că am avut dreptate, muie. Sta singur în baie și simt un fior undeva pe la coaie și mă ating ușor și oricât ce mă strigă, haide nu fie frică. Și oricât aș vrea, nu pare distanță.
300.000 de abonați. Bine, mă! Ajungem și la locul 2, unde l-avem pe Andrei Cosmin. Tipul acesta în vreo 3-4 zile va ajunge și el la 300.000 de abonați și efectiv toți abonații aceștia au fost făcuți pe munca lui, fără promovări, fără colaborări, fără clickbait, fără, sau cel puțin clickbait de la nesimțit cum face Ilias Vox, așa, și fără thumbnail-uri cu țâțe sau buci, efectiv totul pe munca sa, efortul său și a dat roade cu totul. Apropo, dacă te uiți la videoclipul ăsta, mai fă episoade de cu Roger și despre Vasile. Lăsați pentru cei ce vreți și voi așa, lăsați comentarii cu hashtag vrem Roger și Vasile. Bine, mă! Bine, mă! Înainte de locul întâi, aș vrea să mai menționez trei youtuberi ce au fost în topul anul trecut, dar din păcate anul acesta nu mai sunt în primii 10, dar nu-i frumos să nu-i menționez și pe ei. În primul rând, pe Dani Penet, care de un an de zile și ceva n-a mai postat, nu se știe nimic de el, să sperăm că tipul e teafăr și n-a pățit nimic, doar s-a lăsat. Sau Tire Românească, care din păcate și el a devenit mai inactiv, dar na, tipul e la facultate acum și nici acum nu s-a ținut de cuvânt și n-a făcut sezonul 2 din Vasluenii au talent, așa că cine vrea Vasluenii au talent sezonul 2, să lase un comentariu cu hashtag vrem sezonul 2. Și Uzi, care a fost și el inactiv o perioadă lungă, însă s-a reapucat recent de postat și pune câte două videoclipuri de gaming pe zi, la 8 dimineața și 8 seara. Ok, ok, bag picioarele, nu mai intru pe Pornhub că toi trăi, că iarăși am luat virus. Stați un pic, dificultăți tehnice, revenim imediat. Femeie, ce pula mea vorbești? Și pe primul loc îl avem pe Codrin. Bă, mă mir că a încăput în top, că la cât de gras este. Ești foarte amuzant. Să-mi bag pula în mânta. Zicea vara trecută că slăbește, dar se pare că a preferat să rămână un om cu greutate. Glumele e viața mea și oamenii zic că-s haios. Bun, suficiente glume pe seama lui că-i gras, că și eu când eram mic eram umflat rău de tot, deci nu-i prea frumos ce fac acum, o să ard în iad. În fine, da, deci Codrin pe primul loc, imposibil să nu-l pui pe Codrin pe primul loc. Efectiv, tipul ăsta chiar a făcut orice, a și lansat al doilea album, Bazooka, deci de 2 ani tipul are și formație, are... A făcut orice, deci tipul ăsta pe YouTube efectiv e pita lui Dumnezeu. Pur și simplu când sunt trist sau ceva, intru și mă uit la clipuri de ale lui și efectiv îmi vine zâmbetul pe buze. Și dacă vreți o să fac și un top cu cele mai faine, cele mai amuzante clipuri de ale lui. Deci tipul ăsta e pita lui Dumnezeu. Anul, față de anul trecut, cred că a făcut cu vreo 300 și ceva de mii de abonați, mai mult, nu știu, cred că și-a dublat în ultimul an numărul de subscriberi. În fine, să sperăm că până la sfârșitul anului face milionul și va primi și el Golden Play Button-ul. Codrine, multă baftă! Da, și cam acesta a fost videoclipul nostru, sper că v-a plăcut. Dacă YouTuber-ul vostru preferat n-a fost inclus în top, înseamnă că ori nu am auzit de el, ori nu-mi place. În fine, lăsați și voi în comentarii YouTuberii voștri preferați și să sperăm că nu o să pățesc ca anul trecut când l-am băgat tot așa, o fază de asta cu Zmenta, aici am băgat-o pe Mimi, atunci l-am băgat pe Zmenta și mulți efectiv au dat dislike și au închis videoclipul, nu s-au uitat mai departe să vadă. Să vadă că au urmat Codrin și chiar erau unii care scriau acolo: bă, Codrin trebuia să fie pe primul loc, efectiv, nu mai puteam de râs, în fine. Să vedem dacă sunt unii care tot așa o să se uite până la sfârșit sau nu. Eu vă urez o vară plăcută, că mai aveți cam o lună de vacanță și cam atât. Ciao, les! Cu banii de tavană sparge pe termofan, ziua pe bicicletă în cartier și noaptea în mesan. Nu mai număr banii, că deja am deja vu. În oraș mă știe lumea, dar se prefacă nu.